Bună ziua, dragii mei, și bun venit înapoi la aventurile geților. Sunt Ben Pop. Jucăm în Attila Total War. Avem un imperiu destul de mare. Trebuie să facem zoom out destul de mult. Deci, asta suntem noi, imperiu Dacojet, hai să spunem. Ce se întâmplă? Episodul ăsta s-ar putea să putem să luăm Roma de la romani. Avem acolo o armată. Iar oamenii ăștia, nu știu, ăștia secuanii, nu ne prea place și au o armată pe teritoriul nostru aici undeva. Deci trebuie să avem grijă să nu intrăm în război cu ei sau dacă chiar ne atacă, să nu ne atace undeva unde suntem, unde nu suntem apărați. Și spunând asta, ei sunt aici. Și dacă vin la Budorgis, la Budorgis nu prea avem ce să ne apere. La Belts este armata asta care trebuie să o renumim. Am avut o sugestie frumoasă. Vă mulțumesc, de fapt, pentru toate sugestiile ce ni le spuneți în comentariile. Voi folosi cât de mult posibil. Deci aici avem o garnizoană și o armată. S-ar putea să mutăm armata aceea care a fost sugestia să o numim Distrugătorii Dacogermani. Să scriu asta aici. Prea multe râuri. E cam lung numele, dar merge, că suntem, de fapt, este o armată care am luat-o de la un trib de aici, când s-a atașat imperiului nostru. Și o să fie și oameni daci între ei, dar acum sunt majoritatea germani. Poate scoatem câțiva din ăștia, că sunt prea mulți, și punem mai mult cavalerie sau ceva. La fel, avem o armată în Nitraua, care încet, încet, cred că crește numai. Mai trebuie să pun niște niște oameni. Poate că... Oh, așteptam să se construiască chestia asta, să avem călăreți cu arcuri. Așa, deci după aia mutăm armata aceea, cred că... să treacă numai iarna, suntem în iarnă, în anul 414, cică. Și după aia putem să mutăm armatele astea. Luăm, cred că, ultimul oraș al romanilor de aici. S-ar putea să trească să ne batem cu secuanii, care nu ne plac. Spionul ăsta tot revine înapoi. Așa că va trebui să facem ceva. Nu cred că pot face nimic cu cine am aici. A fost cam... am folosit un agent și a fost rănit. Să-l vedem unde-i. Să fie aici jos undeva. Ăsta a fost rănit. Deci când vine ăsta înapoi, cam mult timp până atunci. Tu nu poți face nimic, așa? Vezi de treabă. 15% șansă. S-ar putea că numai îl fac pe romanul ăla mai tare dacă încerc. Tu ești cam departe, nu ajungi, nici măcar nu pot. Ai făcut ceva deja, de fapt, de ea. Ok, în Roma, deci la Roma avem o armată. Stăm bine aici, nu e mare problemă, este o forță mică afară. Este... poate că ăștia să vină să se atace și orașul. În patru ture rămân fără provizii și atunci s-ar putea să ne atace ei. Problema e că în restul provinciei, în regiunea Napoli, este ordinea publică foarte rea și nu pot să mă mut cu armata asta pentru că este și aici cam rea ordinea publică. Ce o să facem? De fapt, trebuie să
Schimbăm ordinea publică. Aici este o clădire care de ordine publică îl las, că nici nu pot să o schimb. Clădirea asta când se gata, în 4 ture, dar 4 ture e mult. O să aduc măcar o preoteasă din asta să vină aici. Hai mai repede un pic. Grăbește-te. Deci preoteasa asta să meargă și să ajute un pic. Trebuie să facem armata asta mai mare, de fapt. Nu avem nimica bun de ales. Adică e bun, dar hai să fim siguri. Să fim sinceri. Poate mai trebuie vreo 2 de ăștia, hai să-i luăm pe ăștia. Nu costă mult. Iar în Asia Mică, din coace de Constantinopol, s-ar putea să avem probleme în curând cu cei de la Sardes. Cei de la Sardes sunt, de fapt, dacă ne uităm la ei, puppet state la Seleucids. Deci tot ce face unul, face celălalt. Dacă intrăm în război cu Sardes, Seleucids o să vrea să se bată cu noi. Nu ne plac, bineînțeles. La fel, trebuie să avem grijă de Carthage, că suntem la război acum, după cum am spus data trecută, și cu Libia, pentru că ei sunt împreună. Cam atât pentru introducere, hai să facem ceva. Deci, aici, la Casurgis, putem... Putem să schimbăm asta, dar nu putem să schimbăm... Sunt două temple aici. Dacă schimbăm templul ăsta, ne dă ordine publică normală și cultură. Nu știu dacă ne trebuie două temple, dar atunci avem șansa să folosim templul acesta, care ne dă bonus pentru mâncare și... pentru creșterea animalelor și a furajelor. Deci, cred că merită. Poate că e prea mult, dar avem destul. Aici, iarăși, hai să punem Steel Forge să ne dea cavalerie. Și cam am folosit banii. Așa, la Belts. Avem deja clădirile noastre, același stil de clădire că a fost... stat german acolo. Altceva ce putem face este să pornim altă armată aici. Să începem cu altă armată. Nu știu dacă am pe cineva. Hai să vedem. Nu, singura persoană care e gratis costă mult prea mult. De fapt, ar trebui să fie... numai nave putem, armate avem 10, nu mai putem aduce alte armate. Deci, cu 10 armate ar trebui să fie bine. Trebuie să mai aducem din nord pe cineva. Mă gândesc că tu. Aici nu este niciun pericol. Avem 3 armate aici. Dragonii carpatini pot să vină în jos. Numai că iarnă. Hai, mergem un pic, așa. Trebuie să se recupereze, că au murit câțiva oameni de acolo până dincolo. Meh, ce să zic eu? Ce să zic? Cam atât. Da, și divizia fantomă se mută către sud. Poate că avem nevoie de ei în Cipru, dacă se întâmplă războiul acela. Hai să mergem la tura următoare. Hai, să crezi tu că aici este tot fel de oameni care nu au primit punctele necesare. Nu vreau să mai pun un guvernator. Da.
Până la urmă ai dreptate, putem să punem niște echipament. Putem să punem niște echipament de... Ia trei turi, hai, una din asta, una din asta. Avem multe forțe până la urmă. Așa. Besieging settlement. Sigur că asta că o trebuie să mute ceva, altfel nu se poate. De ce surpriză! De unde ați venit, băi, mucoșilor? Fii atent la voi aici. Am știut eu că trebuie să am o frită de nave, dar asta e. Pierdem Syracuse. N-o să ne frustrăm prea tare, o să rească să o luăm înapoi. Așa, deci mi-au stricat orașul, loialitate, ci că... care ești tu, băi? Mission failed, n-am putut să scriem, să facem o din asta. Da. Term of office, socătat, cineva, ok. Tu n-ai loialitate? Ce cu tine, ne... Doi. Arrogant. Meh. Hai să-l găsim pe ăsta în... aici. Și că-l cheamă Evaric. Pe rege îl cheamă Evaric. Să căutăm alt Evaric. Pe rege știam că-l cheamă Evaric. Ăsta iar are probleme. E clar. Dar altul nu este. Deci, ce o să facem? O să căutăm să facem loyalty cu ăsta. Ăsta e guvernatorul undeva. Și omul acela, Evaric, care se pare că nu există în... Nu e în guvern, nu știu unde năcază-i. Nu ești tu, că eu știu că nu este alt om Evaric în familie. Este unul singur, unul singur. Ok, deci pe ăsta trebuie să îl înlocuim ca să nu aibă armată. Așa, putem să alegem pe careva tânăr. Ăla e bun. Mă, ce fain că apare astea deasupra acum. Lider. Costă ceva bani. Înlocuim. Unul de 17 ani. Nu vedem ce are la de 17 ani. Ce e acolo? Hai să luăm pe ăsta de 19 ani. Dar nu prea... Nici nu pot să selectez pe asta. Nu pot! De ce n-a de așa? N-am știut că face vocea mea așa. Ăla 17 ani, chiar dacă n-are nicio influență. Așa, deci instant am înlocuit pe omul acela. Da. O pierdut. A avut niște din astea și l-a pierdut belitul. Dar eu n-am... eu n-am ales. Am crezut că am ales alea băia pe cai. No, dă-i pace. Am făcut o greșeală. Ce e aici? Oh, voi.
Aici o să fie răscoală în curând. Voi mă ajutați dacă... Ei, mă ajută ăștia. Ok, deci putem să cătăm cu Roma. Sigur. Nu știu unde să meargă. Trebuie să reparăm. Știi ce? Nu stricăm banii. Nu stricăm banii pe ăsta, încă o să se repare singur. Ce putem face? Hai să aducem niște Falxmen. Să ajute cu ordinea publică. Avem probleme cu ordinea publică. De aici a plecat nenorocitul ăsta, bine. Preoteasa noastră poate să ajungă oare... Bine, poate să ajungă aici. Yay! Ok. Acum minus 19, deci e mai bine un pic. Și putem să stăm așa. Minus 13. Deci, foarte fain. Ne ajută fain. Bravo! Nu-i mai... Nu-i mai iarnă. Unde-s porcoșii ăștia? Încolo merg. Nici nu au... nici nu au... general, după cât văd. Dumneavoastră, vreți să mergeți în coci? Hai să vedem dacă este armată în... Argelia. Ce nume? Deci nu este armată acolo. Mergem să o luăm. Stai un pic numai să punem și pe omul ăsta înăuntru. Că atunci ne ajută. Deci aici putem face auto-resolve, să rezolvăm automat toată problema. A mers bine. Deci o să ocupăm un pic mai bine, cred că. Alt templu. Asta trebuie să... Oh, wow. Asta nu putem să schimbăm, deci trebuie să-l dăm jos. Alt templu aici. Atunci ăsta îl dăm jos, că avem un templu. Sunt multe templuri. Reparăm. Putem să schimbăm ăsta în ceva, așa? Da. Să reparăm. Ăsta... Trebuie să-l dăm jos iară. Stricăm multe lucruri. Dar nu-i nimic. Garnizoană. Hai să punem banii acolo pentru că nu se știe unde vine armata aceasta. Nu vrem să ne atace prea mult. Dacă plecăm de la Belz, e ok? Hai, ieși. Bă, e ok, mă, hai. O să mergem... Unde e cazul să mergem? Să mergem aici. Numai că ne mergem aici pe stradă. Pe drum. Dacă intrăm în... Nu ajută prea mult dacă mergem mai rapid. Voi ce faceți cu asta? Hai să vă improvizăm un pic. Dăm niște arcuri mai sănătoase. Voi, iară, ce faceți cu asta? Tot arcuri. Bine. Hai să luăm niște daciani. Daciani. Niște daci. Cu arcuri pe cai. Ce știu, ajung doi? Mă, suntem o... Să știi că mi-ar place mai mulți, dar după aia trebuie să-i... trebuie să dacă avem doi, avem 16 acum.
ce să zic eu? Avem 16, după aia mai putem pune încă... Deci dacă am 3 din ăștia, îmi trebuie 3 oameni călare care să-i ajute pe ăștia. În caz că, cam așa. Deci facem 3 din ăștia și o să apucăm să adunăm 3 oameni călare care să nu aibă arcuri să-i ajute pe ăștia. Înțelegi? Cumva? Deci s-ar putea că n-am pierdut Syracuse, aia e drept, nu s-ar putea, e sigur. Numai nu-i lua bani de acolo, nu-i stricat averile. Dacă se opresc la Regium, ei bai, că nu avem garnizoană. Dar dacă merg în altă parte o să fie ok. Dacă vin în coace către Corint, nu-i bai. Trebuie să cheltuim mulți bani să, să crească... crească venitul nostru. Ce să zic eu? Hai să punem aici ziul. Așa. Deci, cu această armată putem să luăm acum Roma. Ne ajută ei. N-ar trebui să mă bat. Pentru că automat iasă victoria pentru mine foarte ușor. Dar știi ce? Hai să facem această bătălie să vedeți cum e bătălia pentru Roma. Cum s-ar bate, de fapt, dacii să iei Roma. Deci, sigur, o să fie mai... era mai ușor, mult mai ușor dacă făceam rezolvare automată. Dar măcar acum vedem un pic din Roma. Sper să meargă bine. Avem noroc că ne ajută pictonii. Poate că vor sparge ziturile pentru noi. Nu știu cum o să fie până la urmă. Vedem. De unde vin pictonii? De acolo, mâncăt așa. Departe, băi! Poate că aici trebuie să mergem la Circus Maximus. Să luăm puncte de victorie. Vedem Colosiu acolo. Foarte fain. Hai. Hai să ne, ce să zic eu, ce să facem cu singura noastră catapultă? Nu putem face prea multe. Uite ce... Interesant. Am pus pe ăștia la... Hai băi! Așa. Nu o să ne batem cu Falxman la porți. Hai să fim serioși. Deci, nu că n-ar putea să distrugă tot, dar e simplu să-i distrugi. Aia e buba. Așa, deci voi sunteți o grupă, voi... Putem să mergem la altă parte, de fapt. Unde le caz mă duc acolo? Să știi că ar fi ok dacă mă duc aici cu o grupă. Numai una, băi, una stai acolo. Ok, deci voi aveți nevoie de, poate de arcaș. O din asta, ăștia doi. Așa, și... Nu știu cine o să intre primul în oraș, dar... o să lăsăm aici cavalerii și vom merge unde e necesar. Cred că vom ataca... nu. Habar n-am. Vom ataca acolo ăla, să poate că-l distrugem. Așa, deci voi așa... Trebuie un pic de planificare, nu? Tu trebuie să mergi înainte, deci stai aici. Generalul este... Săbii. E bine.
E bine, că putem să te folosim. Ăla acolo, ăsta e aici. Te voi să vă punem într-un număr separat, să știm cine ești. Nu trebuie formație. Nici voi nu trebuie formație. Pikeman. O să intre mai târziu. Am pus pe amândoi acolo? Da, am pus pe amândoi acolo. Da. Deci, atât. Tu ești acolo, tu ești aici. Este un pic de defensivă peste tot. Dar... Reinforcements! More for us to kill! Mergem mai aproape cu voi. Forțele vin acolo. Oh, ăștia vin aici. Nice. Pike-urile și ei pot să ajute. Voi nu aveți suport acum, asta e buba. Da, așa un pic. Aici. Că-i terminăm pe aia imediat. Și-a voi doi. Până se întâmplă toate chestiile alea. Hai că acolo acolo e damaged a lot. Go! The enemy's walls crumble before our might. S-a băgat aia în... and pikes. Stai. They are trying to take out our general. Deci, aici s-o spart zidul. Ți-o să faci geologie la poartă. Tu iar o să faci geologie la poartă. Bă, poate că nici nu mai trebuie să... Dacă îi spart aici zidul, poate nici nu mai trebuie să încerc, nu știu ce. Nu mai avem amuniție, așa că ne tragem înapoi. Să nu ne omoare aceea. Voi, în cazul, hai să ne băgăm aici. Poate că, se pare că bătălia cea mai mare o să fie în afara zidurilor Romei. Este de așteptat până la urmă. Mergem să ajutăm acolo, că ăștia sunt gata. Voi puteți să veniți să ajutați. Aici putem să intrăm, dar o să tragă în noi zidul, adică turnul.
Hai mai repede, mă. Am pierdut câțiva, dar e bine. E bine. Așa, deci voi puteți să trageți în ăștia acum. Nu-i bai. O ia să afară din... Ia să afară din curtea școlii, fii atenți. Nu cred că pot să iese. Nu pot să iese. Pentru că ei sunt în defensivă și numai atacanții pot să se retragă. Dacă merg mai aproape, ne trag în noi tururile, așa că vom lăsa pe ăsta să facă un pic de... Unde? Putem intra? Putem intra. Să intrăm înăuntru. Cât se poate de repede trebuie să intrăm acolo. Tu hai pe aici. Trage în... voi trebuie să veniți aici, voi puteți intra înăuntru, nu? Hai. Trebuie să ne băgăm acolo, în cizme, cum ar veni. Hai bă, intră. Băgăm piciorul în cizme. Putem trece prin ei? Putem. Așa, deci voi ați intrat aici, bine, hai acolo. Și voi haideți aici. Ăștia merg să atace. Așa, dar cred că până la urmă, nu știu. O să ajungem în centrul orașului. Nu cred că contează dacă ajung ei mai repede ca noi sau nu. Oricum, să încercăm să ajungem mai repede ca Big Tony. Haideți toți, mă! Să atacăm acolo. Voi doi. Fugiți. Trageți aici. Mergem înainte cu ăștia pe cai. Să iați capuri! Ia uite cum tare ăștia ca capuri. Da, ne omoră și ei până la urmă, dar nu. Haideți aici. Mai sunt ceva oameni. Unde suntem? Aici suntem. Ok, nu. Ai grijă aici, fii atent. Ești gata? Fii atent.
Ia din că vin. Cam cu cântec. Trebuie să-mi iau un calculator mai bun. Dar uite cum le pică capurile, nu? Da, s-a dus. Așa, bravo. Voi, haideți, unde merem? Să merem aici. Aici ce se întâmplă? Mai sunt niște po... Mai sunt niște proști. Haideți înăuntru. Victory. Tocmai vrem să vedem cum ajungem la Circus Maximus. Hey, look at this. Și Pictoni și noi am ajuns la același timp. Așa, deci Roma aparține un popor, aparține un poporul lui barbar într-un fel. Adică noi dacii eram o civilizație, de fapt, înaintea altor civilizații. Numai nu așa avansată ca Roma. Am pierdut 800 de oameni, 821. Deci se putea mai bine. Dar au avut și ei mai mulți defensivi, mulți oameni în defensivă. 2340. Ok. Bineînțeles, ocupăm. Putem să scoatem ceva bani, dar nu prea are rost. Îți mai fericiți acum oamenii decât înainte. Cred că înainte era mai rău un pic. Deci Roma e a noastră. Hai să reparăm întâi. Astea putem să vedem ce este mai târziu. Wonders of Rome. Cine e de asta? Cultură. Ah, cultură romană. Știi ce? Cred că le lăsăm. Chiar dacă va crește cultura romană, putem să facem mai multă cultură balcană, cred că, ca să o acoperim. Nu? Avem puțin bani, nu putem face altceva. Dar am reușit să evităm o răscoală aici. Va trebui să ducem armata aceea sau ceva, să fugim după ăștia. De fapt avem o... Avem o fleet a noastră. Stai. Punem aici să coste mai puțin. După aia vedem noi. Avem o fleet aici. Care poate încă să crească. Mai... Punem câte una de fiecare, cred că. După aia să mergem după aceea. Să-i tragem de păr un pic. Nu de rușine. Nu le este rușine. Ce altceva putem pune în divizia fantomă? Niște arcași, dar cred că am zis că ne ducem după arcași. La Serdica. Serdica e cam supărată pe noi. Ordine publică vine de acolo. Nu mai putem aduce. Stai așa să vedem. Aici a fost. Da, deci de aici putem aduce arcași mai buni decât din Tracia. În Dardania, să nu-i spune numai Serdica. Deci după ce gați cu acela,
Da, putem pune câțiva arcași, că n-avem niciun arcaș. Nu mai avem bani să cheltuim. Dar cred că am făcut destul episodul acesta. Am luat Aregelia. Mutăm armata aceasta către Budorgis, că nu are defensivă. Și schimbăm niște clădiri pe acolo să fie mai bine. Iar la Roma, Romania noastră. Asta e. Păcat că ne-au atacat Classis 1 ala Udaie. Bă, asta e. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Să nu uitați să spuneți tot felul de lucruri care v-ar conveni să le vedeți în joc. Ce facem după ce gătăm cu războiul cu Roma, de exemplu. Continuăm poate cu ceva războaie care sunt mai mici contra germanilor care nu le plac. Sau ne punem toată forța contra celor din Asia Mică și în Africa. Cartago și Libia. Nici n-am văzut Egiptul încă. Dar nu știu cum o să fie acolo. O să fie mari războaie și acolo ar fi bine să ne împrietenim cu cât se poate mai mult ca să nu avem prea multe războaie deodată. Războaiele sunt neevitabile, se întâmplă cam des. Să fie una după alta. Deci cam atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. La revedere!